Doamna doctor, ați avut mai devreme doi pacienți pe care ați vaccinat antigripal. Cum vedeți dumneavoastră această situație de vaccinare cu antigripal și care ar fi metoda cea mai eficientă de a conștientiza pacienții că este nevoie și de acest vaccin, nu numai de anticovid? Este foarte important ca pacienții să înțeleagă gravitatea asocierii dintre cele două infecții. O infecție gripală, care este de sezon și poate să izbucnească în orice moment, și această infecție cu SARS-CoV-2, care ne dă bătăi de cap, deja suntem la valul 4 și vedem ce pierderi și ce suferință creează. Sunt foarte multe aspecte în gestionarea acestor epidemii, dar consider că cel mai important lucru este prevenția. Înainte să ajungi să tratezi, orice dovadă medicală ne arată că este mai bine să previi. Și atunci, încurajăm oamenii să poarte mască, să păstreze măsurile de distanțare fizică, de igienă și să se vaccineze, inclusiv antigripal. Cum percep oamenii această prevenție din punctul de vedere al dumneavoastră? Sunt reticenți? Sunt receptivi? Depinde. Sunt foarte împărțite părerile. Ieri am purtat o discuție cu un pacient care mi-ar putea fi bunic și care se uita la mine întrebător și mă întreba când se termină această pandemie și eu l-am întrebat. Dar dumneavoastră v-ați vaccinat? Nu, eu nu mă vaccinez, eu mai stau și mă gândesc. E, atunci cum să se termine această pandemie? Atâta timp cât tot timpul trebuie să menționăm și să ajutăm oamenii să înțeleagă să poarte corect masca, să respecte măsurile de igienă și de prevenție și să se vaccineze. Nu știu cum.